Adevărat, grezi vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Iubiți credincioși, întâmplarea la care luăm astăzi parte, pe care am auzit-o în Sfânta Evanghelie, este un act din viața cotidiană, am putea spune, a Mântuitorului, o întâlnire cu un om care se afla în nevoie, așa cum fiecare avem câte o nevoie și cum fiecare se întâlnește cu Dumnezeu atunci când are o nevoie și îl caută. Și doar minunea aceasta vădită care are loc pare a aduce ceva special. De Mântuitorul Iisus Hristos s-a apropiat un sutaș, adică un ofițer roman care conducea o unitate de soldați. La început aceste unități erau de 100 de persoane, de aici venea și numele, apoi chiar mai mare și chiar și de 200 de persoane. Iar acest ofițer l-a rugat pe Mântuitorul Iisus Hristos să-l vindece pe un slujitor al său care era bolnav. Îi spune: Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănou, chinuindu-se cumplit. Este neobișnuit ca el, un roman, adică membru al unui popor care în acea vreme se considera cel mai înalt popor din toată omenirea, superior tuturor celorlalte popoare, să apeleze cu astfel de umilință la un evreu. Era un popor pe care îl cotropiseră, era chiar reprezentantul câștigătorilor, ai cuceritorilor, apelează cu umilință la un evreu care nu era bine văzut nici măcar de elita evrească, deci nici de cei ai lui. Și desigur e vorba de un ofițer care îi cere ajutorul unui om care, să zicem, după o înțelegere socială, putea fi privit ca un vindecător, dar în orice caz nu era dintr-o categorie socială înaltă. Ei bine, acest ofițer îl privește cu totul altfel, ca pe cineva care are o putere desăvârșită și în care el își poate pune încrederea în mod desăvârșit și o pune. Explicația atitudinii sale, a faptului că acest sutaș, centurion se mai numeau, a apelat la Hristos, este starea sa lăuntrică, unde dragostea pe care o avea pentru slujitor i-a dat o smerenie adâncă și o cunoaștere adâncă. Auzind această rugăciune cu umilință și văzându-i starea sufletului, Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus simplu: venind îl voi vindeca. Sutașul însă, asemenea altor oameni cu viață aleasă sau care s-au apropiat cu o rapiditate uimitoare de Hristos în perioada predicii sale, cum a fost și femeia cananeancă, de exemplu, îi răspunde: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai zic cuvântul și se va vindeca sluga mea. Și îi face o comparație cu modul în care el lucrează în armată, acolo unde este o ierarhie, în care el era sub stăpânirea altora și la rândul lui avea ostaș sub stăpânirea lui, și spune că așa cum îi spune lui unui ostaș: du-te, și se duce, și unui slujitor: fă aceasta, și face, tot așa și Mântuitorul poate să facă, adică să nu se ducă la casa sa, ci de acolo, de unde se întâlnise, să-l vindece. La auzul acestor cuvinte, care puse în context ne arată cumva înălțimea la care se ridică acest sutaș, pentru că știm că alții, mai ales din cei din neamul său, vedeau minunile cu ochii lor întâmplându-se, deci erau de față și tot nu reușeau să creadă, tot nu se zmereau să creadă. Mântuitorul îi arată public credința nemai întâlnită de care ofițerul dădea dovadă. Iisus a minunat și a zis celor ce veneau după el: adevărat, grăiesc vouă, la nimeni în Israel n-am găsit atâta credință. Este un cuvânt greu, pentru că Israel era poporul căruia Dumnezeu îi dăduse credința, dreapta credință, și era poporul din care nu numai că avea să rodească Mesia, dar prin care avea să rodească împărăția cerurilor. Și cum să nu găsești credință în poporul acesta pe cât găsești la cineva străin de el? Și atunci le confirmă acest cuvânt, îl întărește, mai bine spus, și le explică de ce este așa, și le spune că alte neamuri vor avea parte de făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut patriarhilor Avraam, Isaac și Iacov, părinții fondatori ai poporului evreu, pentru că acele neamuri se vor învrednici prin credința lor.
credință lucrătoare în fapte de împărăția lui Dumnezeu, în timp ce urmașii lipsiți de credința lui Avram, Isaac și Iacov o vor pierde în durerea veșnică. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și Iacov în împărăția cerilor, adică în comuniune cu ei, iar fiii împărăției, cei care i-am chemat să fie fii ai mei, vor fi aruncați în întuneric cu cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și apoi, în final, Mântuitorul Iisus Hristos spune sutașului: du-te, fie ție după cum ai crezut, și s-a însănătoșit slujitorul lui în acel moment, și se împlinește astfel minunea cerută cu dragoste și cu smerenie de către acest ofițer străin de neam, dar apropiat cu sufletul de Hristos. Iubiți credincioși, prilejul deosebit, momentul deosebit pentru aprecierea credinței ofițerului și punctul culminant al acestei întâmplări este faptul că acest sutaș îi spune Mântuitorului că nu este nevoie să vină în casa lui, să ia contact direct cu slujitorul bolnav, ci îi spune că este suficient să poruncească de acolo unde se află și slujitorul se va vindeca. Adică el are toată încrederea, și o încredere care se va împlini, că Mântuitorul poate să facă această vindecare, această interacțiune, poate să interacționeze cu cel bolnav aflat la distanță unul de altul. Distanța aceasta care îi separă, îi diferențiază, îi pune o graniță între ei, nu este ceva care poate fi ușor depășit. Cu toții știm din viața noastră de zi cu zi, dar și din ceea ce gândim cu mintea noastră, că acolo unde este o separație, o diferențiere, o graniță, unirea, interacțiunea nu se poate realiza cu ușurință. Sau în niciun caz, cel puțin nu se poate realiza cu ușurința cu care se leagă, se unesc, interacționează unul cu altul lucruri care sunt apropiate. Noi creștini fiind și primind învățătura despre Dumnezeu de la Sfinții Părinți, prin biserică, știm că Dumnezeu nu este supus spațiului și timpului, deci poate să facă astfel de lucrări pe care le înțelegem ca minuni, pentru că depășesc legile lumii materiale. Însă, în această privință a separației, nu este aceasta cea mai mare minune. Dacă ne gândim la Dumnezeu și la om, marea minune este că Dumnezeu comunică cu omul și omul răspunde și comunică lui Dumnezeu. În această întâmplare, în structura acestei întâmplări, dincolo de vindecarea concretă, deci actul concret, de ceea ce se întâmplă în mod concret, este o comunicare din partea Mântuitorului Iisus Hristos ca Dumnezeu, și realizarea acestei vindecări arată că omul, persoana aceea, a răspuns în această formă, s-a lăsat vindecat de Dumnezeu. Și pentru cei care privesc mai adânc la ce este omul, ce este firea și ființa omului, o uimire și o întrebare apare: cum de este posibil așa ceva? Între om și Dumnezeu nu este o distanță de câțiva kilometri, cum era între slujitorul sutașului și Mântuitorul, ci o distanță care poate părea absolută și nedepășit. Este distanța dintre necreat și creat, pentru că Dumnezeu este necreat și omul este creat. Iar răspunsul, de ce este posibilă această comunicare, această interacțiune, este că Dumnezeu l-a făcut pe om astfel încât să comunice cu omul și omul să comunice cu Dumnezeu. În viața sa pământească, Mântuitorul a dat învățături, a făcut minuni, dar ca un cadru în care s-au făcut toate aceste lucruri, ca un suport care le-a susținut și un țel pe care l-a arătat prin toate gesturile sale, el a arătat că Dumnezeu comunică cu omul și Dumnezeu îl cheamă pe om să fie în comuniune cu el. Credința sutașului înțelept este o înțelegere corectă a acestei realități. Nu este o credință care inventează realitatea, o idolatrie,
care să construiască un zeu și să-i atribuie anumite caracteristici și pe altele să nu le aibă pentru că nu i le-a atribuit. Ci el are acea credință care a înțeles corect realitatea, a putut să o mărturisească public, aceasta însemnând și că a spus-o altora, și a acționat conform acestei realități. Luminat de Dumnezeu, bineînțeles, prin dragostea și smerenia lui, sutașul a cerut ceva corect pentru că a înțeles corect cum este Dumnezeu. Și pentru a relaționa firesc, poate corect nu-i termenul cel mai potrivit, este poate prea mecanic, pentru a relaționa firesc cu Dumnezeu, este necesar să înțelegem și noi firesc cum este Dumnezeu. Și așa ajungem la închinarea acestei duminici către Sfinții Părinți de la Sinodul 4 Ecumenic. Acesta a fost un sinod care a avut loc în anul 451 în Biserica Sfintei Mucenție Eufimia din Calcedon. Calcedonul atunci era un mic orășel aflat vis-a-vis de Constantinopol, peste strâmtoarea aceea de acolo, iar astăzi este un cartier al orașului Istanbul, fostul Constantinopol, care s-a mărit pe ambele maluri. Acest sinod din anul 451 a fost necesar și s-a ținut, a avut loc pentru a exprima corect legătura dintre firea dumnezeiască a Mântuitorului Iisus Hristos, care este Dumnezeu Fiul, a doua persoană a Sfintei Trim, și firea omenească a Lui, ca om de plin, om adevărat. Și o să citesc din hotărârea părinților de atunci, pentru că această hotărâre este unul dintre cele mai importante texte și una din cele mai importante înțelegeri pe care umanitatea le-a primit în dar de la Dumnezeu și totodată a primit, deci a receptat acest dar de la Dumnezeu. Vine poate în continuarea crezului. Urmând Sfinților Părinți, noi învățăm și mărturisim cu toți pe unul și același Fiu. Pe Domnul nostru Iisus Hristos, desăvârșit în dumnezeire și desăvârșit în umanitate, Dumnezeu adevărat și om adevărat, având suflet rațional și trup, de o ființă cu Tatăl după dumnezeire și de o ființă cu noi după umanitate, fiind întru toate asemenea nouă în afară de păcat. Ca Dumnezeu s-a născut mai înainte de toți vecii din Tatăl după dumnezeire, iar ca om s-a născut în zilele cele de pe urmă pentru noi și pentru mântuirea noastră din Fecioara Maria, Născătoare Dumnezeu, unul și același Hristos, Fiu, Domn, unul născut, cunoscut. Și aici vine poate partea cea mai importantă legată de relația între cele două firi, cunoscut în două firi, în chip neamestecat și neschimbat și neîmpărțit și nedespărțit, deosebirea firilor nefiind nici cum distrusă prin unire, păstrându-se mai ales însușirea fiecăruia și întâlnindu-se, unindu-se împreună într-o singură persoană și un singur ipostas, nu în două persoane împărțit sau despărțit, ci iarăși, repetă, unul și același Fiu, unul născut Dumnezeu, cuvântul Domnul Iisus Hristos. Și se încheie acest fragment din învățătura de credință cu faptul că această înțelegere a fost învățată mai înainte de el, de către proroci și însuși Domnul Iisus Hristos și apoi părinții, deci cei de la sinoade anterioare, au transmis acest lucru. În 25 octombrie 451 a fost proclamată și după 200 și ceva de ani, Sfinții Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic vor continua această învățătură și vor explica că voința dumnezeiască a Mântuitorului și voința omenească a Lui sunt distincte, dar coincid. La fel și lucrarea celor două fire este distinctă, dar lucrează ca o singură persoană, firea umană urmând firea dumnezeiască. Această învățătură, iubiți credincioși, este deosebit de importantă pentru că ea este o temelie pentru ceea ce mai târziu părinții au numit din ce în ce mai mult, în mai multe texte, îndumnezeirea omului. Cum ajunge omul, nu Dumnezeu după fire, pentru că firea dumnezeiască rămâne fire dumnezeiască și firea omenească, omenească, dar cum ajunge Dumnezeu după har? Arată cum este posibilă unirea în Mântuitorul Iisus Hristos,
cum pot comunica cele două firi fără a se pierde una în cealaltă și astfel cum un om se poate sfinți fără a dispărea în Dumnezeu, păstrându-și propria lui personalitate și identitate. Creat și necreat este distanța absolută pe care Mântuitorul Iisus Hristos a străbătut-o ca Dumnezeu și este a doua mare distanță după aducerea noastră de la neființă la ființă. Pentru puterea minții noastre este imposibil să înțelegem cum s-a făcut aceasta în fapt, dar pentru puterea lui Dumnezeu aceasta s-a făcut datorită dragostei și modului în care El a creat pe om, pentru a fi în comuniune iubitoare cu El. Sfinții părinți au spus răspicat că dacă Dumnezeu Fiul s-ar fi înomenit, deci ar fi luat firea umană, s-ar fi făcut om în mod deplin, chiar dacă protopărinții noștri, Adam și Eva, nu ar fi căzut în păcat. Dumnezeu Fiul tot ar fi luat firea omenească pentru a o sfinți și pentru a-l ridica pe om la posibilitatea practică a comuniunii reale cu Creatorul Său. Acest mod de conlucrare și de unitate în persoana Mântuitorului este modelul pentru orice conlucrare a omului cu Dumnezeu. Acest model l-au parcurs toți sfinții și acest model este chemat tot creștinul să îl urmeze. Astfel, sfințenia este deopotrivă rod al harului și deopotrivă rod al lucrării omului în Dumnezeu. Această realitate de astăzi face posibil ca Maica Domnului să fie născătoare de Dumnezeu, face posibilă existența omului sfânt, face posibilă lucrarea Sfintelor Taine prin care se împărtășește Harul Duhului Sfânt, face posibilă și existența icoanelor și a făcut posibil ca omul să vadă omul sfânt, curățat, cu sufletul curat, să vadă lumina necreată ca o arvună și o pregustare a împărăției cerurilor. Atunci când această învățătură nu mai este înțeleasă și nu mai este trăită, căci înțelegerea și trăirea sunt două fețe ale aceleași realități, atunci consecințele sunt pe măsură. Dacă în primele secole ale creștinismului, erezia cea mai puternică poate a fost arianismul, care nega Dumnezeirea Mântuitorului, așa ca o ispită a celui rău și ca o ducere dincolo de adevărul aflat într-un echilibru, s-a trecut în negarea sau punerea mai prejos decât firea dumnezeiască a firii omenești a Mântuitorului. Monofizitism a fost erezia care a fost condamnată la acest sinod al IV-lea ecumenic, iar la sinodul VI ecumenic va fi monotelismul, cei care credeau că există o singură voință. Și din păcate apoi va continua această tendință de a voi unii creștini care nu reușeau să trăiască corect taina aceasta a relației cu Dumnezeu, această tendință de a întări, să zicem așa, persoana Mântuitorului, de data aceasta față de Dumnezeu Tatăl și va apărea o altă erezie la puțină vreme după sinodul 6 ecumenic și anume Filiove, în partea apuseană a apărut aceea. Ei bine, atunci când învățătura dogmatică s-a abătut de la adevăr, în mod practic și oamenii s-au depărtat de Dumnezeu. Și atunci când s-a simțit nevoia falsă de a întări dumnezeirea Mântuitorului și de a întări poziția lui față de Dumnezeu Tatăl, atunci oamenii l-au perceput pe el ca și biserica, ca expresia lui, din ce în ce mai asupritoare și au simțit nevoia să se revolte, așa au perceput și pe omul sfânt ca asupritor față de natura lor omenească, ca ceva care le răpește libertatea și au simțit nevoia să se revolte și împotriva omului sfânt. Și așa a apărut o parte din
secularizare și din modernitatea aceasta răzvrătită împotriva lui Dumnezeu, văzut ca, nu ca cel care sfințește și înalță, ci ca pe cel care opune sfințenia lui, curăția lui, înălțimea lui, libertății omului. Și din păcate, cei care au rămas în zona aceea au făcut după aceea o altă greșeală opusă, au accentuat alții firea umană a Mântuitorului și i-au atribuit acestei firi umane trăsături pe care ei însuși le au, păzându-l ca un om bun, ca un om de treabă care le poate îndreptăți orice patim și orice comportamente, ignorând faptul că firea umană a Mântuitorului este desăvârșită, de plină, dar este și total ascultătoare de firea dumnezeiască a Lui. În absența acestei înțelegeri, iubiți credincioși, omul nu se mai poate apropia de Dumnezeu și rămâne undeva distant în fel de fel de erezii din punct de vedere al credinței și în fel de fel de comportamente greșite din punct de vedere al vieții de zi cu zi, care, bineînțeles, au consecințe în ceea ce privește mântuirea. Și separarea, neînțelegerea unității dintre cele două fire ale Mântuitorului duce până la urmă la o separare în corpul social între oameni și, ca o consecință foarte concretă, lumea începe să se împartă în categorii sociale care sunt opuse, care sunt separate mai întâi și după aceea devin antagonice una altuia, una alteia și se luptă una cu alta pentru care se domine. Ce avem noi de făcut? Dacă reușim să înțelegem, să avem conștiința că Dumnezeu ne-a dat acest dar de a ne naște ortodoxi sau de a deveni ortodoxi, că poate unii nu s-au născut în credința ortodoxă, dar au cunoscut adevărul, s-au convertit, primul lucru este acela de a trăi învățătura conlucrând continuu cu Dumnezeu. Este un răspuns firesc, o datorie și o cinste în fața lui Dumnezeu, cel care a făcut posibil ca omul să se unească cu Dumnezeu. Și trăirea învățăturii de credință în mod practic este și un răspuns față de strămoșii noștri, o datorie față de ei și o cinste de care ei se bucură, pentru că ne-au transmis și văd că trăim ortodoxia. Și de asemenea este un gând firesc să o transmitem celor care vor urma după noi și o datorie, bineînțeles, în virtutea dragostei și o cinste de a pune în mâna lui Dumnezeu fia lui Dumnezeu atunci când El ne pune în brațe fii biologici. Și de asemenea este o datorie și o cinste și un firesc să transmitem acest dar al credinței ortodoxe, unic dar, celor care nu sunt ortodoxi, dar care îl caută pe Dumnezeu și doresc să afle adevărul despre El pentru a trăi ei însăși în Dumnezeu. De altfel și Evanghelia de astăzi are în mod direct acest înțeles prin faptul că Mântuitorul a răspuns și a lucrat în casa și în sufletul unui om care nu era evreu de neam și de credință, chemându-l la credința adevărată. Este unul din semnele trimiterii apostolilor și a creștinilor să propovăduiască neamul lor. A fi ortodox nu este o mândrie, a trăi adevărul de credință nu este un lucru care să ne facă să ne trufim, să ne separe de ceilalți într-un sens rău al cuvântului, ci este un lucru pe care trebuie să-l păzim cu scumpătate, să-l înmulțim, este o bucurie, o demnitate de care trebuie să fim vrednici și o responsabilitate uriașă, care se poate purta numai cu Dumnezeu. Să mulțumim Mântuitorului Iisus Hristos pentru chenoza sa mai presus de înțelegerea noastră, pentru că a luat firea omenească și a sfințit-o și să-i răspundem prin faptul de a-L urma. Amin.